și i-am făcut o farsă să ne țină minte, pentru că Mira a mai fost la noi invitată în emisiune și la un moment dat, din cauza unor breaking news-uri, a fost amânat momentul ei. Ei bine, ieri când Mira era cu toată trupa instalată aici și când se pregătea să aibă lansarea piesei ei care se numește De ce, am zis să-i facem o farsă. Și am prezentat un fake breaking news al știrilor ProTV. Am zis, uite-te la televizor, nu o să mai putem să cântăm piesa pentru că intră știrile ProTV peste noi, a căzut guvernul, Mira! Cum a reacționat Mira, de neprețuit. Priviți. 2-2-2-10. Foarte tare. Cum, mă, nu pot să cred. E în premieră piesa? Nu. Și ai venit cu toată gașca? A căzut... A căzut acum guvernul. Cum? Greta, intră știrile, nu? A căzut guvernul, da, am văzut. 261 de voturi, parcă, ceva. Cred că ați venit degeaba. A căzut, băi, a căzut guvernul și e breaking news și nu mai avem timp de piesă. Zi-mă că faci mișto. Nu, pe bună, uite, a căzut guvernul și acum intră știrile mai devreme. Tu nu ai văzut știrile? Nu. Cine? Eram aici, acum să vă știu. Da, uite. A căzut guvernul, uite. Deci, băieți, ne pare rău. Ne pare rău. Ați instalat mult la ele, a? Nu, doar că e amuzant că e a doua oară că se întâmplă să zici că sunt blestemată sau ceva. Prima dată s-a întâmplat din cauza... La treia oară vă zic tu de asta că nu mai există. Dar care e vina noastră, m-a căzut guvernul? Frate, cum e posibil să vin de două ori și de fiecare dată eu să fiu... Da, mă, dar stai un pic. Tu, acum a căzut... Sunt de o oră, Cătălin, aici de o oră, mă machiez, mă fardez, mă aranjez. Dă-mi pisicii mei că sunt... Păi dă-mi pisicii mei, dar căzut guvernul nu e ca și cum din cauza noastră. De guvern. Eu am venit aici să-mi fac treaba. Ce treaba? Păi băi, femeia, a căzut guvernul, ce să face? S-a votat, adică nu e pentru noi, e televiziune, știri în direct. Să fii fericit că a căzut guvernul până la urmă. Da, păi și vii mâine? Nu mai faci nimic. Păi dar stai, mă, stai un pic, dar de ce te superi? Vino puțin încoace. Hai să înregistrăm piesă. Păi dar vino puțin încoace. Eu nu mai intru, nu. Dar de ce ești supărat? Nu. Da, mă, dar e ideea că nu e de la noi, adică din cauza noastră ceva, căzut nu, guvernul. Nu, e în regulă. Nu zic că e vina voastră, nu zic nimic, doar că nu mai vreau. Te-ai supărat? Normal că m-am supărat. Dar de ce să te superi? Nu mă supăr. Uite, păi tu, cade țara, nu mai are guvern țara. Sardă, ești nebun. Dar și tu trăiești în țara asta, vină cu acea. E a doua oară când vin cu trupă, mă pregătesc, bani cheltuiți, înțelege, gen. Nu e așa, nu am venit. Păi da, mă, dar uite, transmite tu un mesaj lui domnul Orban, a căzut guvernul, parlamentarilor. Ce să faceți? Da, mă, nu, e în regulă. A căzut. Oricum, erai și foarte fain îmbrăcat azi. Degeaba, și data trecută. Vino să te iau în braț, măcar facem o poză, nu mai fi supărat. Nu mai fi supărat. Dar nu înțeleg de ce e supărată. Băi, prima dată. Nu fi supărat, de ce? Da, a căzut guvernul, adică nu s-a întâmplat da, ceva. Da, știu, e în regulă. Prima dată, într-adevăr, a fost o neînțelegere, a fost o poveste. Hai încoace că intră, stai să vezi și tu. Că dacă m-ați băgat mai devreme, nu exista acest păi da, mă, dar nu putem să punem mai degrabă. Știi cum e? Ești Mira, la final, pac, uite, emisiunea crește și asta e. Hai că intră Andreea Esca acum cu... Nu mai intru, nu mai intru. Spunem că spunem. Băi, vino mă. Nu mă, că nu trebuie să zici părerea ta. Vino mă, femeie, puțin aici. Dar fii atent. Tu știi cine e prim-ministru? Uite știrile, uite. Vezi, a căzut guvernul, ce să facem? Uite, Monica Dascăl. Mamă, dar nu te știam așa fioroasă, mă, ce să faci? A căzut guvernul, ce să facem? Eu fioroasă, Stoltean, că ce crezi? Că stau și tac din gură? Ce? În Oltenia nu-i guvern. În Oltenia, da, în Oltenia nu-i guvern. Stai, mă, Mira, pe bune, adică chiar de chestia asta te spui. Cum se numea? Și cum se numea piesa? Nici măcar nu știi cum se numea. Lasă-mă în pace, acum că ia că... Da, mă, că știu. De ce, mă, se numea? Dar e tare piesa. Da, de ce a picat guvernul? De ce a picat guvernul? Tot se numește piesa ta, de ce? Am revenit în direct, oameni buni. Mira este cu noi aici. Vrei să zici ceva, Mira? Nu mai voiam să zic nimica. Îmi pare rău pentru știrile astea. A căzut guvernul, asta e? Da, asta e. Dar tu știi de glume așa și de farse și de astea? Da, știu. De ce să nu știu? Suntem în direct acum și vreau să le spunem celor de acasă că mâine o să arătăm cum ai reacționat tu când noi te-am păcălit că nu o să mai cânti piesa acum la final. Hai, mă, de emisiune. Glumiți, nu? Nu, guvernul chiar a căzut.
Guvernul chiar a căzut, dar emisiunea noastră continuă. Deci, oameni buni, o să vedeți mâine farsa pe care am făcut-o Mirei pe pauza publicitară. Era efectiv distrusă că astăzi nu poate să ne cânte noua ei piesă. De ce? Pentru că ea s-a machiat și a venit degeaba. E posibil așa ceva? Mamă, vă rog. Deci nu, suntem în direct la Pro TV, Mira e alături deci de noi. Deci voi știați toți? Normal că știam toți. Arătam rău, eram nervoasă. Nu, o să vedeți mâine. N-am înjurat. Suntem totuși în direct. Și trebuie să mai și cânt acum? Nu mai vrei să cânti? Acum? Să nu mai vrea să cânte. Te omor după aia, te omor după asta. Bă, dar nu pot să cred. Ulteam ca aprigă, mă, plină de nervi. Bă, dar tu cum ai fi făcut? Plină de, cum ziceam? Zic că nu mă călcai pe cap, uite așa-mi venea. Nu, mă gândeam acum ce să-i zic lui mama, care chiar se uita și zicea, aoleu, când intri. Și înțelegea să era greșeală. Deci mama lui Mira este aici, o vedeți și la Târgu Jiu și are piesă nouă, de ce?